Salut și eu, am găsit la un episod din Star Wars Battlefront. Hai să continuăm cu o hartă nouă, harta prin pădure. Și bineînțeles și cu un mod de joc nou. V-am promis că în fiecare episod o să încercăm să schimbăm puțin și să avem chestii noi. Așa că de data asta jucăm Escape Pod. Practic ce trebuie să facem e să capturăm câte un Escape Pod ăsta. După aia să-l apărăm până când se duce timpul și echipa care prinde cele mai multe, aia va ajunge câștigătoare. Și noi acum trebuie să capturăm, să apărăm ăsta, pentru că echipa adversă o să vină să-l ia. Oh, fuck! Nici nu l-am văzut pe ăsta. Holy shit! M-ai și speriat. Dar oricum, jocul ăsta e super tare. Am mai jucat puțin. Și vreau să fac level up, să-mi iau și eu... o să pot să țin niște chestii care zbori. Nu zbori, dar te arunc așa în aer. Sunt foarte faine. Și sunt multe upgrade-uri pe care o să poți să ți le iei. Momentan mi-am luat arma asta nouă. Dar pe parcurs și te joci, poți să ți iei mai multe upgrade-uri. Ia uite ce, uite ce campează ăsta aici. Stătea el aici ușurel, ușurel. Și e o idee bună pentru că poți să te ascunzi destul de bine prin, prin boscheții ăștia. Dar trebuie să avem grijă. Trebuie să avem mare grijă că... nu se știe de unde încep să tragă ăștia. Mergem așa ușor, ușor. Și se pare că vine un nou pod, un nou escape pod. Jos cu tine. E exact lângă noi. Trebuie să ne ducem acolo. Faza e că nu știu cine trage. Ok, noi tragem în ei. Jos cu tine. Altul. Așa, mergem aici. Și apăsăm pe ei ca să-l luăm. L-am luat, acum trebuie să-l apărăm. Practic asta e cea mai dificilă fază. Să apere escape-pod-ul după ce-l iei. Cineva a aruncat și o grenadă. Oh, shit. Și încep să tragă băieții. Îmi place arma asta pe care mi-a luat-o acum. E chiar destul de ok. Se pare că majoritatea o să vină pe jos. Posibil să vină și pe sus câțiva. Încă puțin trebuie să mai apărăm. Încă puțin. Jos cu tine. Nu uitați, dacă vă place Star Wars Battlefront și vreți să mai facem episoade cu hărți noi și moduri noi de joc, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua și vom mai face. Sunt o grămadă de hărți, o grămadă de moduri de joc fun, așa că de ce nu? Și după ce terminăm meciul ăsta de aici, o să încercăm modul ăla de joc în care poți să joci doar cu eroii. O să vedeți, ăla e foarte tare. Nu l-am încercat încă, dar o să încercăm împreună. Cred că e un... da, e un inamic acolo. Să mergem să luăm escape pod-ul ăsta repede. Holy shit, inamici! Oh! Fuck, era în spate. Nici l-am văzut. Bun. Ne spawnăm. Jocul ăsta are un sistem asemănător de spawn ca Battlefield, adică dacă ești în squad cu cineva, poți să te spawnezi pe el. Practic te spawnează undeva în mijlocul bătăii și poți să-l ajuți pe personajul respectiv. Oh, fuck! Ok, văd că sunt la egalitate momentan și eu am capturat unul și noi am capturat unul. Da, au venit prea mulți pe mine. Ideea, în general, e să stai cu echipa. Dacă stai cu echipa, ești destul de ok. Dacă nu, și te duci de unul singur și ești versus 30, atunci cu siguranță vei muri. Și o să-mi dau seama de unde vrea să iasă. Gata, l-a omorât. Deci să apărăm podul ăsta. Fac grenadă. Dacă tragi prea mult, deci jocul ăsta nu are un sistem de reload, nu poți să faci reload la arme, dar dacă tragi prea mult, ți se supraîncălzește și trebuie să aștepți puțin, nu poți să tragi și la infinit. Deci practic ăsta e sistemul pe care l-am implementat în loc de reload. Oh, fuck. Pe bune, s-a ascuns somnul. L-a omorât cineva de la noi. Ok, e unul prin apropiere.
Momentan noi avem două și au doar unul. Hai să vedem dacă reușim să-i batem. Mai sunt 4 minute. 4 minute să mă uit și eu pe unde să mă duc. Să încercăm să mergem pe aici. Oricum, grafica e superbă. Nu știu exact dacă o să vedeți foarte bine pe video cât de superbă e grafica, dar vă asigur eu că e absolut incredibilă când îl joci. Deși, dacă vă uitați în 60 de frame-uri, ar trebui să observați cât de super e grafica. Iată, la nici l-a văzut. Așa, bine așa. Poți să-ți schimbi arma? Uite, de exemplu, hai să o schimbăm, să ne luăm ceva mai micuț, eventual poate mergem un pic mai bine pe harta asta. Că am văzut că aia mare în general e pentru a face suppressing. Deși se descurcă destul de bine și în alte situații, dar cred că mai degrabă luăm una din asta micuță prin zona asta. Am pierdut unul, deci 2 la 2. Să ne asigurăm că o să câștigăm unul din... Bun. Se descurcă un pic mai bine arma asta mică. Dar depinde de hartă. Trebuie să te adaptezi în funcție de hartă și în funcție de situație. Bine așa. Mai e ceva pe aici? Defend. Ok, am luat unul. Trebuie să-l apărăm, că dacă nu o să-l pierdem. Și m-am băguit aici. Dacă îl fură ei de la noi, tot îl pierdem și se punem punct pentru ei. Deci pierdem aiurea dacă nu-l apărăm. Fuck, trebuie să mergem repede. Jos cu tine, jos. Fuck. Ia uite-l, mă, unde stătea omul. Deci ăștia-s pe sus. Da, poți să te urci în copaci în jocul ăsta. Bun, l-au luat ăștia mei înapoi. Poți să te urci în copaci și mult mai ușor să te urci în copaci dacă ai thrusterele alea să zbori. Dar eu momentan n-am upgrade-ul. Și în beta văzusem o grămadă de oameni cu thrusterele alea de zburau toți pe hartă. Dar în jocul full văd că nimeni n-a dat în loc încă, sau cel puțin n-am observat să fie. Mă gândesc că ar fi zburat mai mulți pe aici, da? Ok, l-am luat noi. Super tare. Oh, și melodia aia. Ador melodia aia. Ia ce de power up-uri aici. Hop. Aveam un lansator de rachete, dacă îl vedeam cu lansatorul ăla. Hai să vedem că îl mai am. S-ar putea să mi-l mai... Da, mi l-a lăsat. Ei, și ăsta e un power-up. Ați văzut, am luat un power-up de pe jos și mi-a dat la întâmplare. Nu ți-l lasă decât o dată să tragi cu el, dar de ce nu? E fun. Dacă apuci să tragi cu el și nu mori. Și bineînțeles, nu e un kill garantat sau ceva, dar... Grenadă! Pe ultima 100 de metri am scăpat. Trebuie să-l luăm pe ăsta, că l-au luat ei. Nu e bine deloc. Bun, l-a capturat înapoi. Stau așa, mă ascund pe aici. Fan, ce m-a speriat ăsta. I-am reușit să trag în el puțin, pentru că mi-a dat un assist. Dar, doamne, m-a speriat puțin. Ok, hai să mergem să capturăm ăsta repede. Ăsta n-are un fire rate atât de mare, dar și loviturile când le dai, o să le simtă. Până la urmă trebuie să te gândești ce vrei. Vrei să tragi mai rapid, dar cu mai puțin damage? Sau vrei să tragi mai încet, dar cu mai mult damage? Îmi place la jocul ăsta că ai murit, te spuneți la loc instant. Adică nu trebuie să stai să aștepți, nu trebuie să faci nimic. Intri și te distrezi. Pur și simplu e distracție pură. Și asta îmi place. Ok, 4 la 2 și victorie. Am reușit și am câștigat. Sunt curios ce scor am făcut. 13-9. Așa. Și am trebuit să așteptăm să... nu trebuie să așteptăm nimic. Ok, vedem
cei de pe primele locuri. Și ăsta are spionul din TF2 ca avatar. Nu înțeleg de ce face chestia asta. În mod normal ar trebui să mă lase să ies direct, dar... ține neapărat să-mi arată ce scor am făcut și chestii de genul ăsta. Dar acum... ia stai puțin. E altă hartă asta? Cred că e altă... îți curios ce hartă e. N-am mai jucat pe ea până acum. Pot să-mi iau pistolul sau pot să-mi iau pe asta? Hai să dau un loc la pistol, că știi minte că era destul de ok. Dau equip? Hai, vreau să văd un pic harta asta și pe aia mergem pe un alt mod. Doar un pic o vedem, da? Prestugiu. A, asta e harta din... asta e fix harta din beta. Deci asta e harta pe care jucam noi în beta. Bun. Păi hai să ieșim. O să-i dau quit. Și ne întoarcem în meniu. Și voi alege modul ăla de joc pe care nu l-am jucat niciodată. Heroes vs. Villains, da? Stai puțin, să mă uit să văd ce hărți au. Select map. Ce au o hartă pe zăpadă, au o hartă... uite pe asta vreau, Rebel Depot. Se pare destul de interesantă. Și o să-ți dea să-ți alegi cu cine joci. Cred? Că mi-a rămas pe aia cu scorul pe ecran. Ah, what the fuck? Ah, bineînțeles că se întâmplă chestia asta. Mai e posibil să pățești chestia asta, să intri într-un match care abia s-a terminat? Nu e problemă. Nu e problemă, nu vă faceți griji, imediat intrăm în altul. Așa. Vreau să joc pe harta aia, dar asta e, o să jucăm pe asta până la urmă. Heroes vs. Villains. Pe asta tot cu omuleții ăștia văd că joci, numai că am impresia că îți dropează, power-up-urile îți dropează majoritatea să fie, să fie rău sau să fie rău. Hai să vedem. Dăm join. N-am mai jucat de prima dată când joc, deci habar n-am. Blasters, hands, ok, start. Ah, o să jucăm ca Boba Fett. Waiting for players. Ok. Ah, deci, nu, deci până la urmă nu joci ca un om normal, joci ca eroi, da? Vezi că în echipa noastră și Darth Vader, în echipa lor sunt aia buni, în echipa noastră sunt aia răi. Villains vs. Heroes. Și pornim, waiting for players, 4 din 6, văd că 2 nu sunt disponibili, nu știu de ce, habar n-am. Văd că e și Luke acolo. E fain că poți să joci așa, chiar e super tare. Și pornim! Holy shit! Aha! Și depinde, fiecare are diferite abilități. Eu pot să zbor așa dacă vreau. Pot să trag cu flamethrower-ul. Ok, hai să vedem. Pot să le dau cu flamethrower-ul sau ceva. L-am rupt pe ăla. Jos cu tine. Hero health pickup. All heroes defeated. Și e pe runde. Interesant asta. Și pe fiecare rundă... și probabil ai câteva runde la dispoziție. You're playing as an Imperial Store. Aha, deci sunt doar 3 eroi și restul de jucători joacă ca oameni normali. Interesant mod. Nu e din cauza că n-au suficienți eroi în joc. Cât de badass e Darth Vader, doamne. Doamne, ce badass e. Vă dați seama că n-am nicio șansă împotriva lor. Deci când nu te dă erou, șanse cam mici, dar... da, m-a rupt. M-a rupt Luke. Luke, de ce mă rupi?
Bun. Ah, eu pot să mă respawnez. Ei, uite, cu asta îi dau damage mai mult. All villains defeated. Ne-au omorât trupele, deci 1 la 1. 1 la 1. Hai să vedem cu ce ne spunează de data asta. You'll play as Darth Vader. Holy fuck, jucăm ca Darth Vader. N-am mai jucat ca el până acum, deci nu știu la ce să mă aștept. Cât de genial! Oh! Poți să-i strângi de gât, dar la distanță cu... Ia. Oh! Ar trebui să mă retrag, cred. Fuck. Mi-au foarte mult de... Da, m-a rupt din prima. Nu prea știu să joc. Bine, și când vrei să te respawnezi, te respawnezi ca ăștia. Dar uite că și eu l-am rupt pe Luke. Nu, dar eroii mor destul de repede în modul ăsta, am să știți. În jocul normal, când primești un erou, moare foarte greu. În ăsta, destul de ușor. Ai câteva șanse să te spunezi ca ăla sau și pasă atât de domnul normal? Interesant modul ăsta, interesant. Să-mi spuneți ce mod vă place vouă cel mai mult și eventual pe ăla o să-l jucăm mai mult de atât. Fuck. Și trebuie să așteptăm să moară toți acum. Defeat the heroes. L-am omorât pe ăla, dar am omorât Han Solo. Din nou, țin să vă reamintesc că e prima dată când mă joc modurile astea, deci dacă nu știu despre ce e vorba sau ce se întâmplă din cauza asta, practic experimentăm jocul împreună. Dar dacă vă place Star Wars și vreți să mai facem și alte episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like și vom continua. În fiecare episod încercăm să facem câte ceva nou, un mod nou. I-am rupt. Deci încă un punct pentru noi, pentru cei răi. E 2 la 1, ok. Scris cu ca ce mă dă. You play as Emperor Palpatine. Palpatine, pardon. Oh, ăsta dă cu ceva electricitate. Op. Ia. Yeah. Încercăm să ne strecurăm așa pe aici. Ia, ia să vedem noi. Și că vin. Uite mă ce și-au făcut scut oamenii. Pe bune? Am încercat. Faza e că odată ce te prind ăștia, odată ce te prind în... foc, nu mai poți să faci nimic. Deci pur și simplu te țin, nici nu mai poți să pleci de acolo. Habar n-am. Infantry turret, o să pun undeva pe aici. M-a rupt în două, Han Solo. Cu Star Wars, am văzut Star Wars când eram mai mic. Dar nu am fost ceva gen, în genul un fan de San Rei sau ceva, dar îmi place și... Dar nu sunt super mega fan. Dar sincer, aș vrea să mă apuc să le văd pe toate cap-coadă și să înțeleg, pentru că, bineînțeles, când m-am uitat eu eram mic și nu mai țin minte foarte mare chestie. Dar uite, chiar o să fac cumva și o să încerc să le văd pe toate cap-coadă. Pentru că mi se pare genial universul ăsta. Chiar mi se pare genial. All villains defeated. Cred că o să fie 2 la 2 acum. Sunt curios câte runde sunt.
Imperial Stormtrooper, deci nu mă dă ca un personaj special, mă dă ca unul normal. Haideți, oameni buni. Hai să vedem ce reușim să facem. Da ceva damage. Uite, uitați-vă puțin cât de repede l-a omorât. Deci două gloanțe a dat în el și gata, e mort. Asta e faza. Ceroii nu sunt la fel de puternici cum sunt în alte moduri. Fuck. Shock Trooper. Ăștia sunt mai puternici. Tot mă rupe Luke dacă vine la mine cu sabia. Foarte posibil să pierdem dacă nu ne... dacă nu reușim să-i batem în runda asta. Sunt destul de buni tipii ăștia care jucăm. Destul de buni. Cer să-mi iau, ia să-mi iau pistolașul ăsta mic. Să vedem dacă reușim să facem ceva cu el. Să ne strecurăm și noi așa pe aici. Și mai un minut din runda asta. Nu știu ce se întâmplă dacă nu mor ăștia într-un minut. Oh, Doamne! Bine că era Han Solo acolo. Nu să iau power-up-ul. Luăm power-up-ul, să vedem ce ne-a dat. Un probe, nu știu ce facem. Credeam că nu m-a văzut. Dar pistolașul ăsta cu siguranță se descurcă mai bine decât orice altceva. Chiar și pe aia mare, dacă folosești pe aici, nu prea se descurcă la fel de bine ca pistolașul. Cred că mai e un, da, mai e unul singur la ei. Dacă am reușit să-l dăm jos pe Han Solo, câștigăm runda. N-am știu unde e. All heroes defeated! Am câștigat runda, holy shit! Și că mai avea 3 HP. Și jucăm din nou cu Darth Vader, hai să vedem. O să, nu o să mă mai duc atât de rapid acolo la ei. O să stau în spate. Merg după ăsta. Pare să știe ce face. Haideți băieți, veniți și voi. Păi cât de bună e grafica jocului, Doamne. Haideți. Uite, vezi că e mult mai bine când mergi împreună cu ceilalți. Ce mers badass are. Faza că mi-au murit o grămadă de ăștia pe aici. Ok, unul de la ei e mort, asta e bine. Pot să arunc cu sabia. Hop, bă! Doamne, cum s-a dus! Holy shit, ce genial! Ia. Plus! M-a prins ăsta. Na, uite, uite, m-a prins și nu mai pot să fac nimic. E shit chestia asta. M-a omorât. Ieșit pentru că odată ce te prinde, tu nu mai poți să te miști. Eu chiar nu mai puteam să mă miști și tot mă dădea într-o parte. N-ați văzut și voi.
Ne-au rupt. 3 la 3. Mă întreb câte runde are. Waiting for next round. Ok, jucăm ca Imperial Stormtrooper. Ok, mergem cu ăștia. Mergem cu Boba Fett și cu ceilalți. Nu știu unde s-a dus Darth Vader. Ba, uite-i cu noi, ok. Trebuie să nu pierdem asta. Dacă pierdem asta, o să fie rău. Da, asta e. Până la urmă, prima dată când joc... Oh, vine Luke. Iată-l, mă, cu lansatorul lui. În jocul ăsta poți să joci și first person și third person oricând vrei tu. Doar cu personajele astea, cu eroii... Nu poți să joci first person. În rest, cu aia normali poți să joci oricând în third sau first. Poți să-ți selectezi tu. Am un lansator. Mai face și lock-on. I-am dat ceva. Îi dă destul de mult damage. Problema e că suntem cam la egalitate cu eroi. Fuck. Și explozie acolo. Încă unul pierdut. Posibil să pierdem. Da, oricum, nu prea m-a interesat dacă câștig sau pierd. Mă interesează să mă distrez și cu siguranță m-am distrat în modul ăsta. E super fun. Aha, ăia sunt ăia specialii lor. Cum avem și noi pe aia cu roșu. Adică shock trooperii. Și de-aia mor mai greu. Ok, suntem la egalitate din nou. Oh, i-am rupt! Waiting for next round. Ok. Jucăm ca Darth Vader din nou. Nu știu câte runde sunt. Nu stai să văd. Ok, aproape jumătate de oră. Da, nu cred că vă supărați cu un pic mai lung episodul. Hai să vedem, o să mă țin după ăștia pentru că am supraviețuit un pic mai bine. Data trecută când m-am dus cu ei am supraviețuit mai bine. Și o să încerc să-mi arunc sabia de la distanță. Haideți băieți, aveți grijă. Ce acolo? Important e să nu murim. Nice cover, Vader. Habar n-am. Yep, nu-i bine. Nu-i bine deloc. What the fuck? Ok, eu mă retrag. Sper să-și revină și viața. Dar nu cred că-și revine viața, cred că rămâne așa. Da, faza că Boba Fett deja e mort. Ar fi tare că am reușit să câștigăm, dar... Na, încă unul mor de la noi și eu sunt singurul care a mai rămas. M-a rupt. E foarte strâns meciul ăsta. Starting next round, hai să vedem. Dacă e mai mult de 5 runde, dacă se duce non-stop...
Vreau să închid episodul după 5 runde, dar vedem. Ok, mă duc să iau power-up-ul ăsta. Ah, măcar am dat ceva damage. Chiar mai are 80% din viață. Destul de bun damage-ul. Uite. Măcar s-a dus cam aiurea. Dar chestii de aia vreau și eu. Ale, era Boba Fett, a murit omul, what the fuck? A zburat și s-a dus. Cum să faci așa ceva? Mamă, ce m-a rupt ăsta. Dar nu prea mai avem șanse pentru că unul de la noi a murit deja. Dar a murit prostește. L-ați văzut și voi când a murit. Jos cu tine, hai. Fuck. Da, mai avem unul, dar din păcate o să încerc să-l ajut, dar nu cred că mai are șanse. El încă mai încearcă. Ei mai au doi, noi mai avem unul singur, adică ăsta care sunt eu aici. El nu știu ce face, ori vrea să se ascundă, cred. Dacă o să reușim să-i omorâm pe aia dacă te ascunzi. De când așteptam să fac asta. Cu ăsta la altul nu poți să faci decât locon. Ce m-a speriat, domnule. Să prind un erou de la ei și să-i dau locon cu ăsta. All villains defeated. Ne-au bătut pentru că practic am... Da. Ne-au bătut pentru că am avut mai puține runde decât ei. Posibil să tai un pic. Posibil să tai un pic din rundele astea pentru că au fost o grămadă. Nu știu, o să vedem. Oricum, ăsta e Star Wars Battlefront. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim în episodul următor. Pa, pa!